Majoritatea elevilor din ziua de astăzi recunosc că nu prea citesc decât strict lecturile de pe lista obligatorie dată de profesorul de limba și literatura română. Eu acum ce carte ți-ai scos? Baltagul. Deci asta e obligatorie, da? Da. La limba și literatura română. Ce cărți citești în această perioadă? Cele care îmi trebuie la școală. Printre ei și excepții, unii savurează cărțile de aventură sau SF-uri, iar dacă le place foarte mult, se străduiesc să le citească într-un timp foarte scurt. Îmi plac foarte mult cărțile de ficțiune, mai ales cele pentru copii, dar și de adolescenți. Îmi plac cele cu aventuri. Foarte mult, îmi place aventura. Cât timp îți trebuie pentru ca să citești o carte? În jur de 2-3 zile, cât mă lasă timpul liber. În perioada vacanțelor, fie că sunt intersemestriale, fie că vorbim de vacanța de vară, activitatea bibliotecii este mult mai intensă. De obicei, elevii primesc recomandări de lectură din partea profesorilor de la Catedra de Limba și Literatura Română și vin la bibliotecă. În primul rând, biblioteca este locul la care apelează pentru a-și procura cărțile respective. Pe lângă lecturile obligatorii, mai citesc și altceva în timpul vacanței? Da. Da, mulți copii vin și solicită cărți pentru lectura de plăcere. Bine că nu sunt cărțile cu care noi am crescut, Cireșarii sau Toate pânzele sus sau Cei trei mușchetari. Potrivit unui studiu al Institutului Național de Statistică, România alocă în medie 13 minute pe zi pentru citit, iar timpul dedicat lecturii scade odată cu vârsta. Copiii de 10-14 ani citesc în timpul liber în medie 26 de minute zilnic, tinerii de 15-24 de ani 19 minute, iar persoanele de 25 de ani și peste în medie 10-12 minute pe zi.